În urma rezultatelor recentei tematici de control desfășurate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pentru verificarea modului în care este respectată legislația în domeniu, la comercializarea de legume și fructe proaspete, instituția a elaborat o serie de atenționări necesare consumatorilor atunci când achiziționează astfel de produse. Revenim cu recomandările noastre cu privire la diverse elemente extrem de importante menite să vă ajute să cumpărați legume și fructe, cu atât mai mult cu cât în apropierea sezonului cald va duce la o abundență a unor astfel de de produse, atât de necesare unei hrane sănătoase. De la etichetare și până la observarea directă, atenția dumneavoastră vă poate ajuta să faceți cele mai bune alegeri și să achiziționați vegetalele cele mai proaspete și rentabile, declară Sebastian Hotca, președinte ANPC. Așadar, trebuie să țineți cont de următoarele aspecte. Achiziționați produsele numai din locuri special amenajate, dotate și autorizate. Solicitați și păstrați bonul de casă, acolo unde este cazul, pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, aceștia doresc să reclame calitatea produsului. Verificați prin apreciere directă proprietățile organoleptice ale produselor, asemnelor organoleptice de alterare, modificări ale aspectului, ale culorii, ale consistenței sau integrării suprafeței. Atenție și la preț. Vă sfătuim să verificați concordanța dintre prețurile afișate la raft și cele marcate pe bonurile de casă. Citiți cu atenție eticheta de prezentare atât la produsele comercializate în vrac, precum și la cele ambalate. Eticheta trebuie să conțină următoarele elemente: denumirea produsului, țara de proveniență acestuia, avertizări cu privire la existența sau unor substanțe cu care legumele sau fructele au fost tratate, inclusiv a fungicidelor cu care poate fi tratată cu Produsele preambalate care prezintă ambalaje deteriorate și pentru care există suspiciunea deteriorării conținutului sau a modificării cantității nete de produs față de cel înscris pe etichetă nu trebuie achiziționate. Acordați atenție deosebită mijloacelor de măsurare, ale căror indicații trebuie să fie vizibile. Verificați la cântarul pieței sau la cântarul supermarketului cantitatea netă de produs achiziționat. În cazul unor discrepanțe, trebuie informat comerciantul sau operatorul economic care va a furnizat produsul, iar dacă nu reușiți o soluționare amiabilă cu operatorul economic, puteți formula o sesizare pe site-ul www.anpc.ro, completând un formular de reclamație. Verificați dacă este respectat regimul promoțiilor. În cazul pachetelor cu cantitate mai mare de o unitate de măsură, trebuie ca prețul acestora, comparativ cu cel al produsului unitar, să evidențieze un avantaj financiar al achiziționării pachetului pentru consumator. Verificați prin apreciere directă calitatea sau calibrarea produselor. Verificați elementele de identificare ale produselor pentru a vedea dacă produsele comercializate ca fiind românești nu sunt de fapt importate. Verificați gradul de prospețime al produsului. Vă recomandăm să alegeți achiziționarea unor produse de același tip de la producătorii locali față de cele aduse de la distanțe mari care pot fi deja depreciate. Vă recomandăm ca înaintea consumării să spălați bine cu apă, din abundență, legumele sau fructele.